Garda de Mediu Bistrița-Năsăud a demarat controle după ce în spațiul public au fost postate imagini care arată că apele râului Sălăuța, afluent al Someșului Mare, au culoarea roșie. Conform mesajul.ro, cei care au tras un semnal de alarmă privind presupusa poluare a râului sunt reprezentanți ai unei păstrăvării din zonă. Imagini cu apele râului Sălăuța având culoarea roșie au fost filmate în zona comunei Romulii din Bistrița-Năsăud, fiind postate pe rețelele de socializare. Cei care au tras un semnal de alarmă sunt reprezentanți ai unei păstrăvării din comună, informează știri pe surse.ro. Am fost sunată de către unul dintre șoferii care circulă foarte des prin Romulii și ne-a spus că râul este colorat. În momentul acela ne-am organizat rapid. Soțul a închis apa să nu intre în păstrăvărie. Am luat câteva monstre, vreau să le duc mâine la un laborator la Târgu Mureș. E foarte ciudat, miroase puțin a oțet. Tind să am impresia că cineva s-a jucat cu ceva coloranți, nu știu, a declarat pentru răsunetul.ro Nina Rus, reprezentanta păstrăvăriei din localitatea Romulii. Femeia a mai spus că niciodată nu a văzut apele râului având culoarea roșie. Ea a povestit că duce frecvent la analize apa râului, pe care o folosește pentru păstrăvărie, și că analizele au mereu rezultate conforme. Oficialii Gărzii de Mediu, Comisariatul Bistrița-Năsăud, au reacționat. Comisarul șef al instituției, Garațian Morariu, a declarat pentru News.ro că atât joi seară cât și vineri, comisarii de mediu s-au deplasat la fața locului pentru a face verificări și pentru a lua măsurile care se impun, relatează mesajul.ro.